Examenul a început la ora 10, iar candidații au avut 4 ore la dispoziție pentru a rezolva cele 3 subiecte. Cei mai mulți înscriși au fost la specializarea învățători-educatori. Contează foarte mult. E vorba să rămâi definitiv în învățământ, altfel vor mai fi și alte șanse, dar dacă le pierzi, vei fi pentru totdeauna suplinitor. La literatura aplicată Eminescu și la pedagogie învățarea. A scris mult? 9 pagini. Suficient? Cred că da, sper să iau 8. Potrivit legii, profesorii care nu au promovat examenul de definitivat nu mai pot fi titulari în învățământ. La concurs au participat 10 de suplinitori, pentru care este importantă stabilitatea financiară și siguranța locului de muncă. E prima oară când susțin examenul de definitivat. Sper să fi făcut să luăm nota 8, pentru că 8 este minimul care putem promova. Și acum rămâne să vedem rezultatele. Sperați la o carieră pe mai departe în învățământ? Încercăm. E destul de greu, mai ales cu salariile noastre sunt mici, dar încercăm să ne descurcăm cum putem. 135 de candidați au înscris inițial pentru a susține examenul. 15 profesori au absentat, iar 25 au părăsit sala de examen când au văzut subiectele. Lucrările se vor corecta în 6 centre stabilite de la nivelul ministerului, în 6 județe, 5, de fapt 5 județe și București. Imediat după ce lucrările vor fi strânse și puse pe specializări, se vor preda delegaților formate din 2 inspectori școlari și câte un jandarm care vor merge și vor duce lucrările acolo unde au fost arondate specializările respective. Săptămâna viitoare profesorii vor avea parte de noi emoții. Luni se va desfășura concursul de titularizare. La testare sunt așteptați peste 500 de candidați.